Moculescu, la pat. După aceea, Dani, un fost iubit de-al ei, care și că trăiește prin străinătate, Niculescu și, ai să râzi, Cristi Marin. Că nu stăteam atâta cu el dacă nu era bun la pat. Și că, în rest, ea n-a reușit să aibă orgasm cu niciun bărbat. Nici măcar cu ăștia foarte tineri. Nu știu ce face cu ăsta, cu tovarășul ăsta nostru. Că eu am prins drag de el. De Pahomi Silvius Adrian. Știi? Bine, dacă îl mai lasă părinții să iasă cu Mariana, că... dacă au aflat de la noi... Dacă au aflat că a făcut sex oral în parcul Titan. Auzi, dar care e cel mai inedit loc, ca să nu zic ciudat, în care ai făcut un sex? Că cred că toată lumea are de-astea... Nu știu. Nu știu de asta. Nu-mi imaginam să dai acest răspuns. Păi mă omor tu. Tocmai tu. Păi eu știu, adică, nu știu, eu am făcut peste tot. Nu eu, stai puțin, că se legește. Patrina meu, bravo. Am vrut să fac o glumă nevinovată. Nu mă, sex, nu sex oral. Care te-ai iubit cu o doamnă, domnișoară, femeie? Un loc de ăsta așa mai... E peste tot, unde am prins momentul. Nu vorbesc pe persoană fizică, vorbesc pe locații. Ciudat așa, adică... E pentru mine ciudat nimic unde. În mașină, în pădure, în barcă, în apă, în... peste tot unde am prins. În lift la Louvre, de exemplu. În lift la Louvre, că n-au lift. Ce vorbești, mă? Unde ai fost la Louvre la lift? Acum 2 ani am fost. La Paris ultima oară, da. La Louvre? Pe 2 etaje, da, au lifturi. Ah, eu credeam că la Ziu, unde era afară, de castelul, Versailles. Da, dom'le, încurc. Nu zic, nu poți să faci sex, așa, să faci o aroganță mică, știi? Un fetiș, că fiind 2 etaje și... Bănuiesc că sunt camere acolo și lifturi, la ce valoare au ea. Da. Dar oricum, e o șmecherie. Și oricum ești obișnuită cu filmările. Așa, că pentru tine nu e o problemă. Eram cu același mitocan, cred că... Da. Bă, ți-am spus, eu nu sunt de acord nici cu asta, nici cu ăla, nici cu ăla al tău și cu asta, și cu prostia asta să faci o chestie și după aia să o dai din punctul... Și să te lauzi, bă, uite cum era fostul meu... stricăciunea aia, că nu pot să-i spun. Ăla tot așa le turna pe toate și note și avea și invenții în cap. Și când apăreai cu una, el se dădea și am făcut. Niște căcănărisme în astea, așa niște... Nu știu, știi cine fac asta din punctul meu de vedere? La bagii, mă. Băi! Și să te lauzi ca iar, bă, dacă ar fi sănătos tu ca iar și gata. Păi cine să spună, bă, sau chiar dacă am avut una porcuna, o văd după aia cu altul și încep să fac caterică cu asta. Ce mă interesează pe mine, nu? Da, nu, sunt, deci, și eu zic că ăștia da, sunt mă, fraie. Nu știu, oricum oamenii caută, cum caută femeile publicitate. Eu zic că ăștia care nu ard, caută au și complexul ăsta și se laudă că au ars și n-au ars nimic. Ce să te lauzi? Cum caută femeile publicitate, caută și bărbații. Nu mă vorbesc de asta, ăsta al lui Mucurească, e clar caută publicitate. Dar ăștia fac din răutate sau din căcănărie. Ăsta are o invidie, adică te răzbun pe asta. Băi, stai cu o femeie pe care ai iubit-o atâta timp, ai are un copil, adică ce crezi tu că rezolvi prin gesturi de astea, că până la urmă, exact cum am zis, frate, în pat la mine, nu să joc fazan sau să fac mămăligă sau să joc Marocco, nu știu. Da, asta și imbecilță, ți-am spus și ăștia care se laudă, ca și ele după aia, o spargi în două, faci mi-am un, în doi sau în trei și după aia spune, am oameni mică, dar m-au omorât în două. Da. Am ieșit să-mi ziceai că sunt negresă, da. Dar toate mor de treaba asta, nene. Sau mai sunt alea care eu nebuneam, că vorbeam tot timpul cu prietena mea, nu dea numele, că omul că facem de râs? Da. Când mergeai, plăteai și toate, vai, că nu știu, uite, dă-te, vă, bă, pentru prestenți, bă, trebuie să te satisfac eu, bă, ai luat banul, satisfac-mă pe mine, bă, tu. De prietenul al nostru care se ducea așa și stătea... Păi dacă toate le vezi după aia, după ce ala banul, vai, că ăla... Păi stai, bă, dacă te-am plătit, pe eu te fac pe tine să te simți bine, tu, mă, treci, treci! Pauză! Că am luat o razna de la căldură, pauză! Orchestra! Fă semnul ăla, los. Cu ce ne-am mai luat noi mai devreme? Cu oralul. Cu oralul și am uitat, nu-mi descoperi invitatul Jesus, știu că nu mă auzi pentru că tu ești în lumea ta zen. Auzi, mă, ești nebun? M-a auzit Jesus. Jesus aude. Astăzi seara avem un invitat care a promis de vreo 2-3 săptămâni, public, faptul că el nu mai vrea să apară la televizor, dar pentru că este prieten și cu mine și cu maestru Serghei aici de față, a venit să, hai rapid, zic și eu, a venit să facă, să întărească lucrul ăsta și dar să ne dea și motivele pentru care el a decis să iasă din showbiz. Este vorba despre spaima loteriei, zis idolul la femei, Stelian Ogică, aplauze, bandul, astea, dobe!
Și normal, vecinul meu de la Mirău. Bună seara, am primit. Vima să facem publicitate la comună, să ne asparteze. De unde? De la ce comună? Mirău, nu e rândul tău! Încă n-ai ajuns pe acolo? Nu. Păi mai, ce faci, Mara? L-am tot chemat la grătare și la asta, dar vreau să ne aruncăm în cap. Uite, bă, cu minte, bă, post, că m-a chemat în viața ei. Bă, cât tu pe oare femeia asta și că tu l-am chemat la grătare asta. Ești prietenul ei, trebuia să o... E prietenul tău, trebuia să te aprobe. Dar nu, mi-e pare foarte bine că... Trebuia să mă aprob. Eu așa și făcut, eu aprobam, spune, da, 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 așa aștept este, să da, termin, să termin construcția acolo, că ea pe trebuie să o torn, bă, o dată și o dată. Că merge, e verde, e frumos, punem o masă, cine știe să distreze, distreze cu o masă, cu două scaune pe și da, cu sigur, un grătar. Da, sigur, absolut, okay. Fără discuție, deci. Dar mie îmi pare foarte bine că ai venit, pentru că întărești rândurile noastre, adică noi care suntem considerați niște... Mai nu să spun gunoaie, că exagerez, înțelegi, cine în e, ochii noi? Altra. Da, mă, pentru că am mers la niște chestii și când au dat nunta aia care... Bă, și niște oameni care se pretind, nu vreau să le dau numele, că nu intru în conflict cu tot. Pseudo-intelectualii cu toate, care se uită la televizor. Cu toate grâinele, da. Dom'le, e grețos. Nu și-au dat seama că a fost un fel de caterincă, ba, un da, fel mă, de chestie. Și da, și oameni de genul meu, aluogic, aluăla și aluăla și aluăla. Este invidia, lumea e da, eu nu înțeleg ce... Da. Adică, bă, dacă nu ai atât această capacitate să-ți dai seama că a fost o caterincă. Și că a fost o chestie... Te asociezi cu astfel de seama, persoane, râs, da. Ești, mai da. Degrabă poți să-l acuzi poți să acuzi persoana respectivă de, eu știu, de lipsă de da, mentalitate. Grețos, domne, grețos. Adică ce a fost? A fost chiar o caterincă care mie chiar mi-a plăcut. Da. În și care, mai face oricând. În care n-ai putut să fii 6 cifre? În care cântărețul nostru de renume internațional n-a putut să-și cânte bucata. Deci, acum atâta lumea zice cu Mărculescu, dar din cauza ta nu pot să zic datorită ție. Nu mă, dar adică să n-ai această... În primul rând că ei nu poate să facă diferența, că noi nu suntem o emisiune de artă, cultură. Adică aici nu este pleșu, nu este găulică. Dar tu ești conștient că poate am putea să facem? Și pe, genul ăsta de emisiune. Pe eu dacă vor incur 25 de ani, că da. Nu spun că am stau căulică în casă și cu am colecție tablouri de 300 de tablouri, dar nu mai contează că eu dar nu este, deci eu mă simt bine și este o emisiune de divertisment. Înțelegi? Și noi am de divertisment, nu putem să spunem acum, știi ce... Ce frumos a fost da. Concertul de joi de la Ateneu, mama da, a reprimat în colțul ochiului și cum Piliuța a făcut ultima expoziție și... Și asta înțeleg. Și îmi pare bine că ai venit, stai să termin acum, ca să facă lumea că nu ne interesează ce zic ei, bă, și că noi asta facem, da, dacă clar, ne facem. Eu nu o să-mi trădez niciodată prietenii. Care e problema? Indiferent, cum să spun, și două clase cât trenul să aibă, nu e... Dar nu contează, mă, face, bă, facem ce vrem. Lasă-mă să zic și eu spiciul ăsta, că l-am în același sens ca și tine. Toți pseudo-intelectualii ăștia care sunt împinși de soartă și stau cu chiloții cârpiți acasă și... urmează chiștoace pentru că nu sunt în stare să lupte într-o societate care asta înseamnă până la urmă, stau și critică niște oameni care până una alta, nu neapărat că au tupeul să spideze poate o perioadă grea din România, muncind și distrându-se în același timp. Atunci când pseudo-intelectualii ăștia vin de facultăți, de biblioteci și care vor să-și tatueze pe frunte că au citit multe cărți, și eu am citit, da. Pe cine interesează acasă? Absolut nimeni. Atunci când pseudo-intelectualii ăștia vor pune și umărul să facă ceva în țara asta, decât să-și dea cu părerea din fotolii și din anonimat, atunci cred că o să aibă și ei un zâmbet în colțul gurii. Eu până unde alta chiar sunt mândră și de prietenii mei și de ceea ce fac. Îmi pare bine și mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi că pot să mă distrez și să muncesc în același timp, să mai fiu și plătită pentru asta. Dacă muriți de invidie acasă, la revedere, dacă ne considerați grobian sau mitocani, grobieni, cred că e pluralul, asta așa, ca să dau din poanie. Iarăși e problema voastră, dacă frustrările o să le purtați și în mormânt și dincolo de el să fiți sănătoși, pe mine personal nu mă interesează, așa că dorm liniștită noaptea, oricât de mult m-ar judeca ăștia cu blugii slinoși și rupți pe acasă, care abia au bani de pâine, pentru că nu sunt în stare să facă nimic. Și acum să trecem la frățiorul Ogică. El este în stare să facă multe, inclusiv afacerea Varza. Deci îmi vă prezentăm afacerea Varza. Aplauze! Așa ceva mai serios nu putea să găsiți de deci, introducere. De... Acum două luni. Dar de ce, mă, că e foarte bună treaba, dacă ești așa, de ce? Nu, păi stai să-ți povestesc. Eu, la mine, un hobby cu Varza. De mic am spus Varza și n-am luat un ban în viața mea. Pe Varza, pe bune, zici că sunt nebun. Vezi, după aia, stai puțin, după aia...
după ce spui cu Varza, să-ți aduc unul de informație să vezi ce tare, ce tare a fost afacerea lui cu Varza, zi. Păi și când... Ai distrus terenul de fotbal, avea și teren de fotbal, deci, era mult pământ. Primii bani, acolo. Eu când eram copil, aveam vreo 14-15 ani și normal că trebuia să fac niște bani. Nu aveai pe vreme prea multe posibilități de a face bani. Și puneam agricultură. Deci îmi puneam cât aveam eu acolo, suprafața de pământ la țară, pentru că și atunci era o regulă, nu puteai să ai prea mult pământ. Știi cum era, 20 de arii de pământ, parcă aveai dreptul fiecare familie. Și poate genul ăsta. Puneam roșii, varză și munceam la piață și vindeam. Pe foarte la, bine! La 16 ani așa am făcut. Dar care e preună asta? Permiteam să am cea mai tare bicicletă din sat, telefoane și chestii de astea se pune problema. Păi nu erau mă telefoane. Păi nu erau, păi am spus nici acasă, dar aveam telefon. Aveai telefon cu disc. Păi lasă-mă să termin ce vreau să spun, am zis că se pune problema. Atunci cea mai mare șmecherie era să ai, dacă aveai un costum de bluge, erai super șmecher. Și știi foarte bine că suntem aproape de seamă, nu? Ești mai mic ca mine cu 3, nu? Câți ani ai tu? Ești mai mic ca el, are 44. Hai că e băia Salomă, e fratele așa. Nostru. Și dacă dar nu te costum... da prea mult la el, că ai avut, emisiunea aia în care ai fost acuzat că ești homosexual, deci nu te da la Serghei că... Un costum de blugi era suficient, dacă aveai o semicursă, o bicicletă, erai super șmecher și mai ce trebuia să mai ai? Cam așa, un castofon, de... nu? Dacă aveai castofon, costum de blugi și bicicletă, fii atent, teoria mea. Nu este o rușine, domne, fii atent, Ogicu, eu am o teorie, că toată lumea... Bă, nu este o rușine, faci banii cu ce, cu orice faci banii, perfect. Important e să-i faci. Important e să-i faci, bă. Important e să-i faci, dar eu n-am făcut bani. Dar zic cu Varza, mă, lasă cu copilăria, zic cu Varza. Păi, începusem introducerea... Acum două luni mi-ai spus, zic, îl văd că ara terenul de fotbal. Zic, ce faci, Ogica, ai distrus terenul de fotbal? Ara terenul de fotbal și a pus Varza. Și zice, nu, domnule, pun Varza că o să fac 2 miliarde. Peste o săptămână, râde acum. Peste o săptămână zic, cum e, mă, cu Varza? A, 5 miliarde fac din Varza. Ce crezi, mă, că a căutat... Deci, de ce? Dau cuvântul meu, am luat singurii bani care am luat pe Varză, am luat 200.000, 200.000, de ăștia. Dar de ce n-ai făcut nimic? Am luat și eu Varză de la tine. Și de ce am luat? Pe ție nu ți-am luat bani. Am luat 200.000 și pe ea pentru că i-am dat mamei, a făcut parastas mama lui Fime. Și ca să facă parastas trebuia să cumpere. Și a fost nevoită să-mi dea 200.000, altfel nu vindeam nici. Dacă așa e datina, să plătești. Așa e datina, să plătești ca să faci. Dar de ce n-ai făcut nimic? Acum sunt curios chestia. Păi pentru că prețurile, deci recoltarea, transportul și vânzarea era mai scumpă decât... Dar nu te-ai gândit înainte. Da, mai Varza! Am aruncat tot, am aruncat 100 de tone de Varză. Uite, dacă o murai, eu ți-o cumpăram toată murată, fără niciun pic de caterincă. Păi, acum, de ce mi-ai spus acum vreo lună? Nu puteai să-mi cumpere 100 de tone. Dar, în fine, eu n-am făcut... Deci îți luam 100 de tone de Varză murată. Eu am făcut o casă la țară. Și acolo, lângă casa mea, mai am cam un hectar de pământ. În ultimii 4-5 ani de zi, n-am mai fost lucrat pământul. Și m-am gândit să pun ceva ca să se mai rodeze terenul respectiv. Și mi-a venit mie așa o idee să pun varză, că zic, varza e cea mai sănătoasă. Se face ce mai rezistă la multe, la anotimp, mai, adică ai condiții de... Da, adică nu e așa de... pretențioasă. Pretențioasă, da. Și am pus varză, asta a fost toată povestea, dar pentru că și locurile alea, fiind de ani de zile necultivate, s-a făcut să reburiam pe ele și n-avea rost să țin în jurul casei boscheți. Ramona din Constanța ne întreabă, Serghei, dacă ne-a pupat finul mâinile. Uite-mă, lumea care a văzut și care, oamenii care înțeleg, ce de acum? Hai să spun o chestie, să fac o paranteză la Varză, să știi câtă... Eu nu m-am simțit deloc bine atunci, mi-era o rușine că știam că mă înjură lumea. Când, domne? Da. De ce? Eu n-am fost ginere nici în viața mea. Și păi și de unde știam, mă, lumea, ginere improvizat acolo. Nici bariera? Eu n-am fost nașă, că nici nu-s măritată. Eu am fost nașă de 1000 de ori, am fost și ginere și n-am fost ginere. Dar de ce să-ți fie, domnule, că eu zic că a fost o caterincă maximă. Erai naș, mergea, aveai un statut mai... Cred că tu chiar, okay. Auzi, dar Moculeasca era mirasă direct, deci aia chiar a crezut. I-a chiar plăcut lui Mariana. I-a plăcut, da, nu? M-a sunat pe mine, mi-a zis ce mi-a plăcut. Și eu am tras-o peste bot la dușmanii mei, ce tare sunt, bravo, mă, iar așa. Pentru că eu par cu Titan, căci că par cu Titan are o sexualitate deosebită, că bate la cu morii, nu știu cum. Cu mâna pe inimă spun că majoritatea femeilor care a fost conturată în lumea asta publică n-am avut nicio relație. De ce? Nu este genul meu să... Dar tu povesteai că și Magda Ciumac să ruga de tine pe-n taxiuri să... Hai să, nu vreau să mă aud de Magda, am apărut scandal cu Magda, asta vrei tu, că vreau să iei tu cu nimeni scandal. Deci nu, scandale. Cu Magda am avut o relație azi de prietenie, mâine era de... Așa și era o emisiune, așa și prindea bine. Așa m-am dat seama că dacă tot îi fac lui Diaconescu o emisiune, hai să o fac așa cum ar merita, așa cum se cuvine. Și atunci eram 5 minute cu ea prieten, 5 minute potriva ei. Pentru că da, așa prindea. Balconul a vrut să arunce de la balcon atunci? În perioada aia era prima parte a ei care a apărut în emisiune, era cam o săptămână, nu era obișnuită cu presiunea asta publică și normal că cedase psihic și nu știa, nici ea nu știa ce trebuie să facă. Deci eu cred că din punctul meu de vedere sunt conștient că spun realitatea este că ea nu știa ce vrea să facă. Undeva în subconștientul ei avea poate de gând să se arunce, dar nu cred că avea curaj să o facă. Auzi, Ogi, dar Bona, o mai găsim pe Bona, Bona tu știi faza cu Bona, Spania. Mă? Nu. Deci Magda Ciumac avea o Bona, care...